feeling good. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM. Așa, ne-am adunat de prin grădini, am reintrat în sediu pentru că avem treabă și rațiunea zilei. Salut, Cătălin! Salutare, bine te-am găsit! Suntem bine! Da, suntem bine! Da, suntem bine, muzică! Muzică, dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat, puteți căuta live-ul făcut de Cătălin Striblea pe Facebook. Da. Și dacă puteam să ținem toată România în direct acolo, păcat că nu eram și pe radio. Ar trebui să avem adică avem o tehnologie de asta, dar ne-a luat prin surprindere, era parcată tehnologia, era parcată sub ferestre, da? Pentru avem... cine nu știe, da, am avut o alertă cu bomba aici. Așa este. Cam strică programul, cam strică ziua. Păi, azi dai seama, 40 da. De minute emisia, nu întreruptă, dar doar muzică, în loc de știri da. Și de România în direct. Da. Plus paima prin care inevitabil. Nu m-am gândit niciodată, știi, că atunci când vezi știrile astea te uiți la tribunal, că la tribunal se întâmplă, când nu vrea câte unul să... Da. Alertă cu bombă și zice, a, uite mă, i-a scos pe oameni. Zici că nu e mare lucru, dar prima dată când intră poliția aici înăuntru și începe să țipe, că așa se desfășoară. Și încep alarma, aici, încep alarmele și da. Se sting luminile. Și... Exact, se sting luminile, încep alarmele și pe aia au apărut doi polițiști în fața noastră care strigau, ieșiți afară, ieșiți afară. Rămâi așa, ne stai un pic. Stai un pic. Ce s-a întâmplat, da. Da, da, da. Culmea că aveam... Hai să spunem asta din casă. Mai avem un minut, nu? Avem. Aveam câțiva muncitori la reparație aici într-un din studiouri și colegul Bacule a fost vigilent. A văzut niște personaje noi, știi? Adică în momentul evacuării i-a văzut pe unii pe care nu-i știa intrând, știi? Pe contrasens, erau singurii care intrau în radio. Da, și oamenii speriați la rândul lor că aveau scule, nu știau care-i treaba pe aici. Și foarte vigilent, colegul Bacule s-a dus la poliție și a zis, sunt unii aici dubioși. Aveau și căciulile trase exact. Pe ochi așa. Și lucrau da. Și în tavan da. Și lucrau și în tavan, da, da, culmea. Deci am fost toți pe fază, pregătiți. N-au pățit nimic, respectiv no, da, sunt ok, deci nu. Hai să vedem la rațiunea zilei ce pățim. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Continuă tensiunile în estul Ucrainei, despre asta o să vorbim astăzi. Mai multe date și mai multe filmări arată o coloană de tancuri rusești și ale separatiștilor din regiunea Donbas, care se îndreaptă către orașul Mariupol. O să încerc cumva să vă explic de ce este important. Acest Mariupol este un oraș din sud-estul Ucrainei, aflat la Marea Azov, și care este foarte apropiat de aceste regiuni separatiste. Sunt vreo 20 de kilometri, dar el se află sub controlul forțelor guvernamentale ucrainiene. El nu a fost în republicile acelea separatiste. Ei, de când Putin a anunțat trimiterea trupelor ruse acolo, și o parte au venit, în această după-amiază sunt semnalate aceste deplasări de forțe, o coloană importantă de tancuri filmată și care apare pe mai multe canale, și al cărei scop nu este foarte clar înțeles, pentru că teoretic ele în aceste momente se îndreaptă către o zonă care nu face parte din decretul semnat de Putin, adică republicile separatiste din Ucraina, unde sunt ruși, după cum spune Putin, trebuie apărate. Aici la Mariupol nu e cazul, aici e un oraș din Ucraina sub controlul statului, așa cum ar trebui. De altfel, ziarul Libertatea are un corespondent român în Ucraina care se și întâmplă ca zilele astea să fie în Mariupol, Mircea Barbu. El relatează pentru Libertatea ceea ce se întâmplă acolo și e o atmosferă destul de complicată, îndrăznesc să spun, zice Mircea Barbu. Sunt 15 kilometri între cele două zone, spune el, iar în oraș ucrainienii fac cozi la bancomate și se pregătesc să plece. Îți dai seama că populația civilă este înfricoșată și speriată de această posibilitate ca trupele ruse să intre în oraș. De ce e important Mariupol ăsta? Mariupol este un port, după cum vă spuneam. E unul dintre marile porturi sau unul dintre principalele porturi ale Ucrainei. Și pe aici se desfășoară nenumărate activități comerciale, adică de aici, de la Mariupol, se iese către Marea Neagră,
și, mă rog, să desfășoară activități obișnuite. Rusia, după ce a anexat Crimeea, a făcut câteva lucruri interesante aici, în zona asta. A construit un pod care trece din Rusia către Crimeea și un pod cu anvergură joasă. Adică nu mai pot trece toate vasele ucrainiene, pot să treacă doar vase mici ca dimensiuni și alea numai după niște controle importante ale rușilor. Ca un fel de blocadă. E ca un fel de blocadă, dar nu mai poți să treci cu vaporul pe sub pod, în mod evident. Și s-a schimbat și tipul de comerț practicat acolo la Mariupol. Ucrainienii sunt obligați să treacă cu niște vase mici. Adică au și pierderi economice, dar în același timp orașul rămâne important pentru ei. Există această suspiciune că Rusia și-ar dori să ocupe și Mariupol, care e foarte aproape de Rostov-pe-Don, e peste drum de Rostov-pe-Don, cred că e despărțit așa de o oră de mers cu barca, ca să controleze mai bine zona respectivă. Asta se întâmplă în orele astea. Dincolo de sancțiunile economice și bătaia pe termen lung cu sancțiuni, despre care v-am vorbit și la România în direct, lucrurile nu sunt clarificate sub nicio formă, ba dimpotrivă, aș zice că se complică din ce în ce mai tare. Asta e. Pregătiți-vă pentru ce e mai rău, aș zice, în momentul ăsta. Mulțumim, Cătălin, oricum o să rămânem cu ochii pe ceea ce se întâmplă acolo, o să urmărim subiectul. Te așteptăm mâine la România, în direct, din nou alături de noi. Follow me. Yeah. Ne găsești pe Instagram, Facebook și Twitter. I follow them. Follow me. Europa FM.